Todorovski, Todorovski și Vali Gheorghe, parcă se juca mai mult aici decât pe partea cealaltă cu Ispas, Ștefanovici, acum Ispas, și el fost jucător la Cluj, dar la CFR a fost o scurtă perioadă. Iată aici, execuție deloc rea, ia să vedem. Ia să vedem ce s-a întâmplat în careul celor de la Universitatea Cluj. Susține Vali Gheorghe că a fost lovit peste picior. Foarte riscant, extrem de riscant ce a făcut Ovidiu Bic. Foarte relaxat la preluare. Cadru cu Emil Săndoi. Cer explicații Mihai Bordeianu. Să vedem, să vedem. Pregătit cartonașul pentru simulare. Da, aia și data, a dat, după cum a... Să vedem, să ne uităm aici. Deci arbitru a dat simulare aici. Dar talpa... Talpa... Bine, dacă îl atinge... Îl atinge, asta e impresia pe genunchi. Da, fază importantă. Nu sunt convins, nu sunt convins, da, că îl atinge. Dar... Singura dovadă era să ne arate el ceva pe genunchi, dacă avea vreo urmă. Exact. Dar mai degrabă nu cred. Adică asta nu este reacția unui om, pentru că altfel unui om nedreptățit, dacă știi că ți-a dat peste genunchi... Da, este greu să emiți pretenții la un penalti la o asemenea fază.